E o nouă zi, soare ne-a răsărit. Sunt atâtea lucruri de învățat, povestit. Suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta, da! Chiar dacă ești mic, ești pitic, curajos, un explorator neînfricat și curios. Hei, suntem Ricky, da! Baby Ricky, da! Jocul nostru multe lucruri noi te va învăța! Stropitoarea. Bună ziua, Pandi! Bună! Ce pui tu acolo la cale? Mi-e milă de floarea asta, e prea cald. Așa e, e o zi călduroasă. Vrei să ajuți floarea? Da, vreau! Atunci va trebui să o uzi, uite! Aici, într-adevăr, e apă din belșug. Dar cum o vei duce pe toată la floare? Cu lopata! Cu lopata? Bine, încearcă! Am nevoie de mai multă apă! Ce o să faci acum? O să le uit! O să le uit pe toate! Oh, sunt atât de multe flori! Și eu sunt singură! Interesant! Poate poți transporta apa cu altceva, nu, Pandi? Habar n-am! Este mult prea mare! Prea multe găuri! O stropitoare! Bună alegere, Pandi! Stropitoarea e exact ce aveai nevoie! Hei, Milu, te-ai mai răcorit? Da, acum mă simt mult mai bine. Te-am udat ca pe o floare, Milu. Ei bine, pălăria lui Milu seamănă foarte bine cu o floare. Florile. Eu plantez o sămânță în acest ghiveci, iar eu o voi uda. Când sămânța e plantată, la la la, știm că trebuie udată, la la la. Și va crește mare, uite așa. Frunzulița se formează, la la la. Apoi altele urmează, la la la. Planta noastră se va înălța. În sfârșit, în sfârșit, floarea a răsărit. Planta noastră a înflorit. Uite-o, Margaretă, mică și cochetă, alb precum bumbacul, este liliacul. Trandafirul este floare de poveste. Spuneți voi, copii cu minți, care-i floarea pe care o doriți? Topa, te costumezi? Da, sunt o floare, o margaretă. Și noi suntem flori! Eu sunt un trandafir! Și împreună suntem un buchet! Mii de flori în culori, alb, roz, violet, fac un minunat buchet! Abonează-te la Baby Ricky și fii primul care urmărește aventurile simpaticilor prieteni!
pistoale cu apă. Bună, Ariciu! Bună! Ce ai de gând să faci astăzi? Mă voi juca cu pinguinul! Ce idee grozavă! Pinguinii adoră să înoate, mai ales în apa rece. Nu-i destul! Îmi mai trebuie apă! Bună, Pandi! Bună, Pandi! Bună! Bună, Țopa! Ha! Te-am prins! Oh! Piu, piu! E rece! Piu, 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 piu! Piu, piu! Țopa! Te-am prins! Piu, piu, piu! Oh! Scuze! Să văd acum, trage! Hai, trage! Piu, 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 piu! Nu m-ai nimerit, nu m-ai nimerit! Oh, nu mai am apă! Oi, 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 oi. Întoarce-te! Dă-mi jucăria înapoi! E a mea! Gheața e rece! Hapciu! Da, e mult mai rece decât apa! Cum o mai recuperăm? Ariciul și pinguinul său s-au bălăcit în apa rece toată ziua. Îi place apa rece? Cred că mai degrabă s-a obișnuit cu aceasta și de aia nu este frig. Dar cu gheața nu e de glumit. Vreau să fiu ca el! Și eu! Ariciule, putem să ne jucăm cu tine? În apa rece! Pinguinul lui Ariciu ne-a învățat cum să ne distrăm și să apreciem apa rece. Însă nu uitați, uscați-vă bine și mergeți la cald după aceea. Afară e rece, nimeni nu mă întrece. Copii, spuneți-mi, ce faceți voi acolo? Ne jucăm în aer liber! Oh, ia, să distractim! Să ieșim să ne jucăm, aer proaspăt respirăm. Vântul bate, e cam rece, însă nu ne supărăm. Sănătos, ha! Răcoros, răcoros, aer proaspăt sănătos. Vai, ce bine ne simțim, hai la joacă! Sănătoși voioși să fim, hai la joacă! Hai la aer, hai cu noi la joacă. E răcoare, sigur o să-ți placă. Ce construiești acolo, Milu? Am făcut un om de gheață. Nu cumva ai mâinile reci? Nu. Hai la aer, toți în apă, haideți să ne bălăcim. Și chiar dacă e mai rece, noi nimic, noi nu răcim. Apa ne înviorează, respirăm aer curat. Luăm prosopul și-ndată ne-am uscat. Vai, ce bine ne simțim, hai la joacă! Sănătoși voioși să fim, hai la joacă! Hai la aer, hai cu noi la joacă. E răcoare, sigur o să-ți placă. Hai afară! Hai afară! Semințe. Bună ziua, copilași! Bună! Salut! Ce sunt alea? Sunt fructe. Vrea cineva? Oh! Ia uite, ia un fruct. Nu este un fruct, Ariciu. E o sămânță. E o sămânță a fructului. Da, așa este, Pandi. Provine de la un fruct ciudat. Puteți ghici oare care? Uite, o smeură roșie.
roșie? Și eu am aici roșii. Ia uite! Pandii, acelea sunt afine. Iar ariciu, acelea sunt coacăze roșii. Credeți că aceste semințe provin de la acele fructe? Nu! Afinele sunt prea mici. Și acre! Coacăzele sunt și ele mici. Și acre! Dar îmi plac! Ce ar fi să încercați și celelalte fructe să vedem dacă sunt mai mari? Asta e albastră! Așa e, Pandi! Iar fructele acestea sunt afine! Afine! Nu, prea mici! Dar sunt atât de bune! Semințe! Semințe mici! Da, ariciu, sunt micuțe, sunt agrișe, iar semințele lor sunt mult mai mici decât a voastră. Încă o semânță! Dar e diferită! Așa e, semințele de strugure nu arată ca sămânța voastră. Trebuie să găsiți un fruct mai mare. Nu mai sunt! Nu am aflat de unde provine sămânța. Ei bine, copii, ați găsit o mulțime de fructe de pădure, dar ați ratat una. Care? Unde? Uitați-vă în jur cu atenție, nu aveți cum să o ratați. Atât de dulce! Tare dulce! Uite, ariciule! O sămânță exact ca noastră! Deci ăsta e fructul nostru? Și ce fruct mare e! Se numește pepene. Pepene! Uitați-vă, sunt un pepene! Fructe. Unde mergeți, dragii mei copilași? Să adunăm fructe! Câte fructe minunate! Câte fructe minunate! Poți să le culegi pe toate! Câte fructe colorate! Câte fructe colorate! Le gustăm pe încercate! Sunt în marmeladă, pot fi în compot. Fructele ne plac mult de tot. Copilași, ia spuneți-mi care fructe vă plac cel mai mult. Îmi plac coacăzele. Îmi plac merișoarele, sunt cele mai bune. Îmi plac agrișele, sunt cele mai bune. Da, îmi plac strugurii, sunt cei mai buni. Și nouă tuturor ne place cel mai mare dintre toate, pepenele. Prin tufiși sau fructiferi cresc fructele și pot să sper că le vei culege, da. Pe toate? Le vei mânca. Fiecare dintre noi are fructul preferat. Dulce e sau acrișor, nici când nu a contat. Sunt în marmelade, pot fi în compot. Fructele ne plac mult de tot. Fructele ne plac mult de tot. Ciuperca. Ciupercile acestea se numesc bureți. Și aceasta? Asta e șampinion. Pandi, bună! Salutare! Salut! Vrei și tu să înveți despre ciuperci? Nu vreau să învăț! Vreau să mă joc cu gemul ăsta! Dacă vrei să te joci, dă-i drumul! Asta e gălbior! Ciupercile au un picior! Bine, Milu! Acesta e un picior bun! Și o pălărie. Grohi, a ta e foarte frumoasă de asemenea. Pandi, te-ai hotărât să ni te alături până la urmă? Nu! Mai joc! Se
joacă. Dea ciupercile. Ciupercile? Oh, wow! Ce drăguț! Uite! Eu sunt regina! Dar, Pandi, asta este o ciupercă... Regina ciupercilor! Otrăvitoare! Ei, câtă energie! Bună ziua, galbior! Bună! Șampinion! Bună! Oh! Ce-i cu ei? Probabil copiii s-au speriat de ciuperca otrăvitoare. Otrăvitoare? Dar cum sunt otrăvitoare? Uite ciuperca asta, e roșie cu puncte albe. Aceasta este o ciupercă otrăvitoare. Sunt otrăvitoare? O ciupercă? Sunt o ciupercă otrăvitoare? Nu, Pandi, dar dacă vrei, poți deveni un burete gustos. Vreau! Bună ziua, burete! Bună! Poate că ciupercile comestibile nu sunt cele mai frumoase din pădure, dar sunt distractiv de găsit. Ciuperci. Unde mergeți, copii? La pădure! După ciuperci! Sunt pe câmp sau în pădure, lângă alee, printre mure, pe sub frunze sau pe un simplu deal. După ploaie, ciupercuțe, fel de fel, tare drăguțe, ies la suprafață și zâmbesc. Pălării interesante stau ascunse printre plante. Eu adun și tu aduni gălbiori sau bureți bruni. Hai să căutăm! Are un picior mai gros și se înclină cuvincios. Și frunza e pe pălărie, se numește crib, se știe! Uite acolo cine știe ce are roșie pălărie. Spuneți voi, băieți și fete, ce-i acela un burete! Și ne face semn îndată pălăria colorată. Pe acesta îl ador, fiindcă e un gălbior! Am ajuns și la sfârșit și o ciupercă am întâlnit. E roșie cu buline albe, o ciupercă otrăvitoare. Tu alegi, iar eu culeg. Împreună adunăm ciuperci bune, noi mâncăm. Pălăria vrăjitorului. Bună ziua, copii! Bună! Ne-am murdărit de tot! Și acum ce ar trebui să facem? Să ne spălăm! Peste tot? Peste tot! Milu, nu ar trebui să te speli pe cap? Nu am să mă spăl pe cap. Dar de ce? E ud și e cu spumă. Așa, și îmi intră în ochi și în urechi. Nu vreau. Milu! Vrei să te joci? Să mă joc? Da! Stai jos! Stai așa, așteaptă puțin! Închide ochii! Pot să-i deschid? Pot? Încă nu! Stai o clipă! Bine, deschide! O adevărată pălărie de vrăjitor! Ce poate face țopa? De toate! Închide ochii! Gata! Sunt un iepuraș! Un iepuraș? Vrei să fii ariciu? Da! E
timpul ca toți micii vrăjitori să-și dea jos pălăriile și să se ducă la culcare. Dă-o jos! Cu apa magică! Cu apa magică? Hai, hai! Închide ochii! 1, 2, apa magică! Bravo, Milu! Apa magică ți-a dat jos pălăria, iar acum părul tău e curat și frumos. E timpul să mergeți la culcare. Da, porni! Eu primul! Noapte bună! Vise plăcute! Iar acum vă spun noapte bună, mici vrăjitori! Spălatul pe păr. Ia spuneți-mi, ce veți face acum, copilași? Ne spălăm pe păr! O mulțime de motive ca să ne spălăm pe cap. Ne spălăm pe păr, pe față, apoi ne băgăm în pat. Bule de săpun, bule de săpun. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. Oh, ce drăguț! Milu, tu ești o floare? Iar florile trebuie... Trebuie udate! Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. Și băieți și fete își spală căpșorul după ce se vor usca. Va străluci tot părul. După ce se vor usca, va străluci tot părul. Testoasa. Bună, Pandi! Ce faci tu acolo? Bună! Eu doar mă plimb! Asta fac! Bună, Ariciu! Bună! Unde te grăbești așa? Se pare că Ariciu are un animăluț. Un animăluț? Un animăluț, iar acum trebuie să aibă grijă de el. Și eu vreau un animăluț! Animăluțul e o ființă, o pisică sau un cățel. Trăiesc cu noi în casă, iar noi avem grijă de ele, ca Ariciu cu testoasa lui. O testoasă! Pot și eu, Ariciule? Sigur! Ce testoasă micuță și drăguță! Vrei să avem amândoi grijă de ea?
și Ariciu au decis să aibă grijă de animăluți împreună. Animăluțe. Ariciu, ce ai tu acolo? Este animalul meu. Dacă ai acasă un pisic sau un cuțul, de ei trebuie să ai grijă tot tu. Au codițe și blănițe frumușele, însă trebuie să ai grijă de ele. Pisicuțele, drăguțele, cățelul cel blănos, papagal în colivie, păsăr ce cântă frumos, chiar și hamsterul cel dințos. Milu, ia spune-mi, tu știi să ai grijă de animăluți? Să-i dai de mâncare! Să te joci cu el! Și să-l plimbi! Scoți peștii la plimbare? Nu, nu scoți peștișorii la plimbare, dar trebuie să schimbi apa în acvariu cât de des pentru a nu se murdări. Pisicuțele, drăguțele, cățelul cel blănos, papagal în colivie, păsăr ce cântă frumos, chiar și hamsterul cel dințos. Sub o lampă animalele stau calme, parcă ar sta sub soare afară. Rața. Bună, Ariciu. Bună. Ești pregătit să faci o baie? Aha, curățușcă. Oh, scuze, Ariciu. Eu am greșit. Vrei o altă rățușcă? O altă? Aha. Uite! Ce rățușcă frumoasă! Bravo, Tupa! Oh, nu! S-a udat! Așa este. Rățușca asta nu plutește. O rățușcă din prosop nu-ți va fi de folos în apă, Tupa. Nu e o rățușcă. Dar cel puțin nu se va uda. E grea. Iar o rățușcă e ușoară. Cauciuc? Cauciuc. Așa este, Ariciu. Pietrele nu pot nota. Cauciuc. 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 Am găsit cauciuc. Nici cizma nu plutește. Dar rățușca, da. Copilași, din moment ce rățușca plutește, poate va pluti spre voi. Nu poate, nu are apă. Ba este, este apa. Înnoată rățușca, înnoată. Rățușca mea. Mulțumesc, Tupa. Cu plăcere. Să înotăm. Da, rățușca ta, Ariciu, plutește frumos. Dar cine înnoată mai bine? Eu! Haideți să aflăm! Haide! Cauciuc. O minge de cauciuc. Sunt băltoace mari în curte, mari băltoace, vor copii să se joace. Da, să se joace, toți ne-am pus cizmulițe frumoase. Nu se ură piciorușele noastre, cauciucul sigur nu se udă. Prin băltoace
hai să mai dăm o tură. Ce e acela? Un șiret? E un balon magic. Nu e un balon. Baloanele sunt mari. Cum ai făcut asta? Țopa, acesta e un balon de cauciuc care se poate mări. Cauciucul își tot schimbă formele. Poate fi mai micuț sau mai mare e. Sar pe minge liniștit fără să o spargi. Mingea va înțelege ce vrei să-i faci. Cizmulițele, picioare, ploaia nu ne udă tare. Baby Ricky, episoade noi în fiecare săptămână.